Păi da, intrarea în cetate a fost asta filmată, documentată de Mircea. Cum se numește? Andrei? Andrei Petca, a fost cel mai harnic astăzi. O Let's do it, Romania, școala generală numărul 8. Numărul 8. Da. Anca, de ce copiii sunt acum afară? Cum s-au hotărât să vină? Fiecare an am venit. Da? A fost de la început și pentru că eu și colegele mele credem în ceea ce se întâmplă astăzi și le transmitem, sau cel puțin încercăm să le transmitem și lor același mesaj sau același crez. Și, din păcate, ne-am suprapus astăzi cu mai multe evenimente și numărul lor este un pic mai scăzut. Dar sperăm că la anul să fim la fel de mulți cum au fost și anul trecut. Da, contează până la urmă numărul? Sau contează da, să pui pentru suflet? Pentru noi cel puțin contează numărul, pentru că acțiunea de astăzi nu este numai o acțiune de curățenie, ci este și o acțiune de socializare. Adică încercăm prin
faptul că suntem împreună într-o sâmbătă dimineața, ceea ce e foarte important fiind zi în care noi nu avem școală, să-i scoatem pe copii în mediu, să-i scoatem afară de la calculator, de la televizor și de la spațiul închis în care ei trăiesc probabil mult mai mult decât ar trebui să trăiască. Și atunci încercăm pe cât posibil să-i scoatem în natură și să învățăm să se comporte civilizat unul cu altul și să-și creeze noi prieteni și chiar să se descopere pe ei și de ce nu. Au fost ușor de convins? Da, foarte ușor, foarte ușor. Mai ales că mulți dintre ei au participat și în septembrie 2011 la Let's Read Romania de anul trecut și chiar ei au venit foarte mulți cu ideea de ce nu participăm, să încercăm să ne organizăm, să facem, nu mergem. Deci a fost o acțiune care a curs de la sine. Ce ați găsit acolo? O comoară? O comoară enormă. O comoară de la izolație. Cam cât s-a ceața adunat? 40 și... Va de jos. Am găsit și niște cauciucuri în zona respectivă. 12. 8. Da. Dane, cum e cu acea campanie aruncați organizat? Să mă dă pe post acum. Nu mai ții minte. Hai că am emoții în fața camerei la vedere. Deci, Dan spunea că de bine, de rău, oamenii ăștia au fost mai cu bun simț că au aruncat tot tegunul într-un loc. Și trebuie făcut o campanie de felul următor. 1. Aruncați organizat. Adică aici au aruncat oamenii în pungi. Nu te plimbi pe tot terenul după câte una, știi? Asta e bine. Una. A doua. Ar trebui, Mircea, toți, așa cât un pet în mână, toți ăștia 200-300, cât suntem? Pe aproape 300. Așa, am mers când e timp, când e ședința Consiliului Local și intrat în sală și nu m-a aruncat așa cât un pet. Nu mizerie mare, știi? Pentru că și de ei depinde existența asta, știi? Sau, în mod normal, Nelu, tot gunoiul ăsta dus în fața primăriei, care de 2000 de ani la nicio măsură. Dane, dar la tine acolo, la mărginime tot, așa, la Rășina. Acolo iasă lumea, mă, că e sat. Dar tu, numele că organizare, firme, ce firme? Că ești tu și viața ta, curățenie, înțelegi? Mă, tu în fața casei. Vezi că și înregistrează, domnul. Da, cred că mă dă, băi, mă dai pe cost, mă. Te dă la televizor, te-ai încurcat. Nu. Te vadă că am și muncit, mă. Știi că am venit la 10, am venit să fac poză. Coordonat. E bine, că una e când e împrăștiat așa. Nu, că stai că am rezolvat problema, că domnișoara de la Ecostar va spune să pună containere. Container. Că toți pescarii s-au plâns de Ecostalul containere. Ecostalul să pună containere și primăria să dea amenzi. Nu de la 500 de lei, poftim? Da, dar numai dacă îl prinzi în fapt. Că degeaba îl ceri, dai amenzi, zice, nu-i gunoiul meu. Se poate face și asta dacă se dai și nouă încă un sac. Da. Uite să-l remarcați pe domnul că a venit cu saci la purtător. Trebuie acolo prins că eu am venit pregătit de acasă, mă, cu saci, cu tot ce trebuie. Fii atent și sac albastru, nici galben, nici verde, nici portocaliu. Deci e contribuția mea, mă. Și mai decât unul. Licitație. Licitație. Păi băi, Nelu, ce facem cu ăsta? Păi auzi, cred că suntem echipa cea mai bună. Cât saci am umplut? Mult. Păi dacă știam și am să iau două. Da, unde-s copii? Că n-am văzut nici. Sus. Pe la umbră eu fi dusă, nu pățească ceva de la soarele ăsta. Feri, azi dimineață te-am pozat luând mânușile, da. Gata de treabă. S-a auzit frumoasă, numai bună de adunată,
mizerile și apoi de făcut un picnic sau ceva. Păi aseară ne-am uitat la România Talent și am susținut câștigătorul cel mare. Astăzi adunăm gunoaiele cam la 5 acțiune de anul ăsta de acest gen. Și salutăm toți voluntarii care participă, este foarte frumos. După aceea ne întâlnim și petrecem, că așa e bine după muncă și răsplată. Și o să-i avem pe Emery Chime, pe Virgil Suciu și mai pe grupul Moto, la grădina de vară. Unii ziceau, mai avem că, de lucru. Unii ziceau că e mai curat barajul acum după 1 mai. Mai curat, cred că Ecosal a făcut curățenie între timp și noi venim și perfecționăm. Dar e ok, e ok. Multă lume a pescuit. E ok. Fac mizerie pescarii ăștia pe aici, prin zonă? Dan zicea că ar fi bine să facem o campanie aruncați organizat. Da, unii fac, unii strâng și ard. Na, trebuie văzut și aici, poate ar trebui pusă niște containere. Cine ar trebui, cum ar trebui, trebuie. Dar se găsesc soluții la orice probleme. Dar în general, din câte am văzut eu, cei puțini oameni care stau aici săptămâni întregi, luni de zile și adună gunoaiele și se gospodăresc frumos. 300 de persoane, cum ți se pare? Numărul mare, mic? Față de anul trecut, foarte mic. Dar pentru media, 300 de persoane este ok, zic. Față de acțiunile noastre ale asociației Diantus, la care participă 15, 20, 30, când mai vin și elevi, să mobilizeze de 10 ori mai mult, cred că e totuși o reușită și anul acesta. De ce crezi că a scăzut numărul așa de mare? Cred că, în primul rând, că nu participă așa mulți elevi, fiind implicați în alte activități. Și poate că nu mai e nici așa la modă cum era anul trecut chestia asta cu curățenie și cu... Cam asta cred că ar fi motivul. Ternebelli.